efectul. Deci dumneavoastră nu-l considerați pe Igor Dodon președintele Republicii Moldova? Nu este președintele meu pentru că a câștigat prin fraudă și nu este președintele meu pentru că divizează și pentru că nu încearcă să devină președintele tuturor. Deci nu promovează interesele tuturor cetățenilor, dimpotrivă încearcă să folosească în continuare aceste clivaje. Înțeleg că el face deja campanie pentru parlamentari. Ăsta este scopul lui și fricile sau exploatarea fricilor l-a ajutat în campania prezidențială și același lucru va face și până în campania, până la campanie de la parlamentare.